că din prima zi lucrătoare din an au fost de serviciu un număr de 500, de aproximativ 500 de contribuabili, de la care s-au încasat sume importante, atât la impozitul pe teren, impozitul asupra mijloacelor de transport, amenzi de circulație, taxe de salubrizare gunoi, impozitul pe clădiri. 8.785 de lei au provenit din taxa de gunoi, 8.395 de lei de la piața agroalimentară Dacia, 8.317 lei din impozitul pe clădiri persoane fizice și 5.399 de lei au fost încasați din amenzile de circulație. Prima chitanță de anul acesta a fost eliberată pe numele Ilinca Vasile, în calitate de administrator al pieței agroalimentare Dacia. Suma de 4.274 de lei a fost încasată de casiera Laura Mazilu. În ceea ce privește anul 2013, peste 90% din contribuabili și-au achitat taxele și impozitele. Profit de această ocazie să le mulțumesc public contribuabililor orașului Mioveni pentru faptul că în anul 2013 și-au plătit impozitele și taxele locale într-un număr foarte mare.